Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Tot în drama ar putea să-și pună și șefii următoarea amuletă, pentru că e ultima. Va fi cea care va închide scorul pe tablă. Să vedem ultima amuletă, băi, din program. Ultima amuletă, dragii mei. Am ajuns și în punctul acesta. Sunteți obosiți? Prea obosiți. Da? Eu nu. Tu nu? Nu. Vrea să ia el tot. Nu mai e loc de el. E ambițios, nu? Da, da. Câte amulete ai până acum? Nu știu, nu le-am numărat. Ci că nu le-a numărat. Da, mă, Sachi, face toate, mă, băi, face pe Modestu acum, mă, și el. Gina, face pe Modestu, mă, trebuie să zici toate, mă. Toate. Importantă e ultima, pe asta trebuie să o câștig. E, de ce? Nu știu, am impresia că scrie ceva frumos pe. Da. Ultima amuletă pe care eu o am de dat, spune așa. Pot salva de la eliminare un concurent din echipa ta, înlocuindu-l însă cu altul. Cu alt concurent din echipa ta sau din alte echipe? Asta din vreau să o câștige Scărlătescu. Să nu exagerăm. Grașule. Am avut o sezonul trecut. Păi da, asta este obișnuit, poți să o câștigi tu pe asta. Amuleta de azi este o amuletă extraordinar de drăguță. Dacă Doamne ferește unul care eu cred că este puțin mai interesant și mai bun și mai creativ și mai implicat, într-o zi are o zi proastă și nu face o farfurie corespunzătoare, atunci eu pot decide soarta lui. Știi pentru ce e bună amuleta asta? Asta pentru... e bună pentru cuțitul de aur. Da, exact. Este în vreo... Corect. Bine, dacă are vreo zi proastă. Dar eu am pățit-o sezonul trecut, așa că s-ar putea să-mi fie de folos cu norocul meu, ăsta mare așa, cred că va fi de folos. Eu aș vrea să o am, doar din prisma faptului că am doar două amulete și m-aș bucura să nu fiu chiar cel mai prost din curtea școlii, știi? Adică să am trei, nu două. Două nutri. Drept urmare, este o amuletă bună, o amuletă care te poate ține cumva așa pe linia de plutire. E o amuletă cu care îți poți schimba soarta echipei. Astăzi, ia. Cele trei ingrediente, da, sunt macrou. Bun, bun. Ciocolată. Glumesc. Usturoi. Bun. Bămăligă. Și mălai. Și mălai. Mălai. Ananas, dragii mei. De ce, mă, n-ați auzit de muștei cu ananas? Din Caracas. De la Caracas. Macrou. Macrou, usturoi și ananas. Macrou, usturoi și ananas. Ce cum vi se pare? Nasol. Alo. Foarte nasol. Eu nu știu de ce le-am mai dat probă. Asta ați putea să ne zică, băi, băieți, la frică e... Poți să faci ce vrei tu cu astea trei, adică nu mai e supărare, nu mai e ceartă, nu mai e scandal, astea trei merg oricum vrei. Bă, merge macrou cu usturoi, dar și cu ananas. Păi ce are? Ananasul merge, ia gândiți-vă, ananasul merge de la pizza unde vreți voi. Cu carne, cu pește, cu pizza, cu ce vrei tu, ananasul merge oriunde. Nu prea merge. Merge usturoi cu ananas atât din când nu pui foarte mult. Astăzi jurizează Marian Cernat. Yeah! Hai că măcar acum... Frumos. Măcar acum stăm liniștiți că nu mai e nicio problemă. Marian Cernat este prietenul nostru. Lucrăm de 7 sezoane împreună. Îl știm, ne-a mai jurizat, ne cunoaște foarte bine. Marian întotdeauna dă... Cui crede el că... Este fair play. Da. Da, e fair play. Deci aici nu avem nicio problemă. Marian lucrează cu toți trei. Vă cunoaște. Marian e lângă noi de atâția ani. Stai seama că e un om onest. Aveți la dispoziție clasicele 60 de minute, macrou, usturoi și ananas. Bă, dar cum bagă ananasul? 3, 2, 1, start! În momentul în care auzi usturoi, ananas și macrou, nu alt pește, macrou, care macrou, din punctul meu de vedere, este dovada vie că peștele pute. Ofa! Este peștele copilăriei mele. Gândiți-vă că pe vremea răposatului toată România mânca macrou congelat într-una. Macrou miroase puțin altfel când îl gătește. Adică dacă cineva în bloc pe scară ți-a gătit macrou, știe tot blocul că a gătit macrou. Și este un pește foarte prietenos pentru mine. Macrou un pește foarte bun. Deci nu cred că e vreun pește mai nasol decât macrou în România. Dumnezeule mare, cam I love macrelo. Cam miros mă refer, știi? Băi, vreau să fac un pește marinat, ca un ceviche. Separat vreau să fac o salsa. Salsa e pe genul ăsta așa.
Suavemente, besame, așa e salsa. Așa că am să fac o salsa cu Macarena Ocho, muzica latină normal, muzica latino, dar va conține și ananas, ceapă verde, ardei iute, coriandru, suc de lime, coajă de lime rasă, sare, piper și usturoi. Dar am să fac în așa fel încât să nu se simtă foarte tare. Dacă am încercat să ascund ciocolata la fructele de mare, o să încerc să ascund usturoiul de ananas, știi? Dacă se trezește ananasul și întreabă unde e usturoiul, să nu-l găsească. După care vreau să-l brulez așa puțin, să-l dau cu lampa. Cum o să rulez? Și... n-ai zis data trecută că peștele rulat nu-i bun? Ei, my friend, am zis brulat. Vine de la creme brulee. De fapt, îl ard cu lampa de gaze, adică mare... Eu cu lampa și îl ard. Dar brulez, că sună bine. A, brulat? Adică îl ard cu lampa, bă, ca pe porc. S-a mâncat o caracatiță și n-a digerat-o. Eu m-am chinuit să fac întotdeauna farfurii de fine dining, farfurii frumoase. Combinații de gusturi, idei, inovații, culori, texturi. Și farfurile mele au fost apreciate doar de două ori. În schimb, au trecut mai departe farfurii precum gulia umplută, precum somonul afumat de la pungă cu cremă de brânză. Chiar dacă Maria nu e omul căruia să-i dai genul ăsta de mâncare, am zis, hai să o risc. Așa că, pește la grătar. Pești cu ananasul, ce faci, mă, Florina? L-amestec cu usturoi, cu ardei gras, cu lime, îl pun pe pește, așa. A. M-am hotărât să fac o farfurie în stil lui Cătălin. Poate nu o să câștig. Dar măcar mă eliberez eu pe mine de o chestie, și anume de o frustrare, cum că nu întotdeauna cel mai bune farfurii câștigă. Vezi, Florine, să nu uiți să-l cureți de solți. Vezi, mă, ce... e ceva cu el așa. E ceva în aer. Da. Eu astăzi fac un macrou învelit în slănină. De ce ești, mă, vagabond? Dar nu sunt, bă, vagabond. Bă, ești. Ba nu. De pentru ultima amuletă, șefii au ca temă macrou, usturoi și ananas. Combinație excentrică ce stârnește întrebări. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește, mă, gata. Am rezolvat. Băi, curești tu ananasul pentru toată lumea? Nu, ce să vezi. De ce ești, mă, hater? Uite așa. Ai băut pe gras. Am băut apă după Cătălin, m-am făcut alt dracu. Bă, 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 bătrânilor, bă! Bă, luați-vă, bă, pastilele alea, bă, de să vă face... vă face mai bine. Le face mai buni, e? Bă, bă, sunteți prea de tot, bă, nene, bă, bă, e ultima amuletă, ce vrei, mă? Bă, este răutatea pe ochi. E ultima amuletă, băi, Florine, n-am ce să fac. Păi ce, să aibă grasul mai multe decât mine? Nu. Trebuie să o câștig într-un fel sau altul. Așa. Ok, dacă o ia Florin... Da, Cătălin, în orice caz, nu. Nu are voie să aibă mai multe ca mine. Nu se poate... Ba, se poate... Să iei ultimul galben al unui sărac. Nu se poate... Ba, se poate... Ba, nu se poate... Să iei ultima muletă al unui sărac. Deci trebuie să o iau, trebuie să legalez pe Cătălin, pentru că el are 7, eu am 6, Florin nu știu de are. Nu se poate! Ba, se poate! Ba, nu se poate! Să mă lași doar în două nutri, firați să fiți! Nutri, mă, două! Nutri! Nutri, două! Am nebunit cu bancul ăsta. Mă bântuie și noapte. Bontu! Ei! Ai prins vreodată macro? Nu! Fii atent aici. Bontea, poți să întrebi pe Cătălin dacă îl deranjează, dacă auzi și eu din greșeală povestea? Cătălin! Doare la bașchet pe mine ce vrea Florin. Florin, a zis Cătălin că îl doare la bașchet. Îi recomand un chirurg. Cătălin, a zis Dumitrescu că îți recomandă un medic. Că uite, și pe mine m-a durut la bașchet. De 8 ani îmi recomandă Dumitrescu de toate. Spune că auzi, doar de 7, nu de 8. A zis că de 8 ani... Spune că doar de 7 ne cunoaștem. Doar de 7. Avem intermediari acum. Păi a zis că nu mai vorbește cu tine, băi. Întreabă dacă mă mai iubește, că eu îl iubesc foarte mult. Băi! Cătălin! Da? Scârlățeanu! Da? Întreabă Dumitrescu, șef. Ce e cu el? Dacă îl mai iubești, că el a zis că încă te iubește. Pă bune? Da, da. Băi, are vreunul din voi? Nu! Hai mă, nu se poate să-l aveți, sunteți nebuni? Zi-mă ce? Cingu are cineva?
Cingo n-avem. E, are, Florin. Dacă vrei de aia... Are, mă, tu vezi cu care... Cu surprize. Ce e aia, mă, Cingo? Cingo, mă, Cingo. Dacă vrei de aia cu surprize, nu știu, mă, ce e aia, Cingo. Ziceți-mi și vă dau. Ia, pune-mă la, pune-mă la lângă urechea aici, la stânga. Asta? Hai, Cingo, în păr, bă. Ce funny, bă, e ăsta, bă. Dragii mei, a venit momentul. Fără alte prezentări, șef Marian Cernat. Marian? Hai, Mariane! Săruna! Noi ne-am văzut mai devreme, ne vedem în fiecare zi. Ne salutăm. Tu ești în fiecare zi, Marian, alături de noi și îți mulțumim pentru asta. Cu multă plăcere. Deci, în cadrul proiectului la Șef la Cuțite, am poziția de Food and Gastro Coordinator. Și în același timp, eu lucrez în industria ospitalității din 1989. Am lucrat și în restaurant, am fost ospătar, manager, șef de sală, în același timp fiind foarte aproape de fenomen, m-a atras bucătăria și am lucrat și pe a la carte și foarte mult pe evenimente, dar în ultimii vreo 9 ani am făcut foarte multe evenimente. Faptul că jurizez e ceva inedit, aș spune, chiar dacă a fost a doua oară, pentru că noi ne cunoaștem foarte bine și o să încerc să fiu corect, echidistant și să apreciez doar ce se află pe farfurie, fără să iau în calcul personajele sau cine se află în spatele farfurilor. În niciun caz, da, sunt convinsă că și astăzi okay, vei face la fel. Și astăzi fii atent. Cred că nu este nevoie să-ți explic în ce constă această probă, știi foarte bine. O să spun doar ingredientele pe care șefii l-au avut astăzi. Macrou, usturoi, da, și ananas. Interesant. Marian, să fii atent ca oase, da? Unii pește au oase. Să vedem, are cap, are coadă, dar cum mai vrea. Mereu noi comentăm când vine Marian, mai ales că, na, vorba aia, vorbim toată ziua pe platou, pe aici, ne știm, glumim, facem glume, bem câte o bere, adică e, na, și nu mai glumim, știi? Păi, de ce face așa? Uite, gustă și din aia, gustă și din aia, ia și din aia, știi? Marian, serios, așa, nimic nu-l perturbă, știi? Adică el când e de gustat și de spus cine ce a gătit cel mai bine, el asta face, știi? La prima vedere, așa cum se pare farfuria? Ok. Zici că e la... Unde e, mă? Unde e, mă, asta? La Paris. Combinația interesantă, ananas cu usturoi. Mi-e nasoală combinația ananas cu usturoi. Nu mi-a plăcut niciodată. Ananas cu mămăligă? Deci, dincolo de faptul că avem ananas... Da. Și lime-ul. Ai grijă la oase? Suntem undeva pe lângă... Ai grijă la oase, ai grijă la oase. La mine nu e cazul. Eu am tras cu penseta. Da, mă, e așa am văzut și eu la Cătălin tot sezonul. Gusturile copilăriei. Da. Da? Mămăliguță? Normal, păi și normal. Pește prăjit cu mămăligă și... Dar fără ananas. Fără ananas și fără lime. Poate că nu aveam pe vremea aia. Râde, mă, și el. Deci râde, nu vă să cred. Râde și el. Păi da, mă, dar ce-ați aminte când era mic. Iar a gătit scărlătescu de-astea. Da. Interesant. Interesant. Da, un gust cunoscut. Un gust cunoscut. Farfuria arată bine, n-am ce să spun. Ești drăguț. Aici chiar da, e drăguț. Să mergem mai departe. Să trecem la următoarea farfurie. Ești chiar plăcut. Ce vrei? Dar e stil. Bă, a câștigat cel puțin 4 amulete în farfurile așa, să zilul ăsta? Chiar mai multe. Ce vrei să spun? Aici avem un plus ca prezentare, da? Oricine poate să aranjeze farfurie frumos, dar nu oricine poate să aranjeze farfurie așa, ca mine. Ai dreptate aici, e greu. Gusturile sunt total diferite. Sincer, aici nu simt foarte tare gustul de usturoi. Aha. Nici n-am vrut e să... Băi, era proba cu usturoi? Trebuia, mă, să-i simtă usturoi? Am venit cu tava... Nu! Trebuia băi, să am venit cu tava cu usturoi pe la amândoi. Băi, Sorine, bă! Băi, Sorine! Băi, Sorine! Am usturoi! Am usturoi! Băi, probă de usturoi! Băi, Sorine, tu n-am zis că nu simt eu usturoi, gata. Aveai probă de usturoi? Am zis că nu se simte foarte tare, dar nici n-am vrut să se simtă foarte tare. Bă, da, aveai probă de usturoi? Ai avut probă cu ciocolata aia, spune ciocolata ai pierdut. Aveai probă de usturoi? Arată-i, bă, usturoiul. În schimb, este un gust foarte interesant, puțin dulceac. Poate vine de la ceapă roșie. Am înțeles. Cea de-a treia farfurie. Arată bine asta. Ia să vezi acum că tușește de usturoi. Ia. Hați usturoi. Nu știe ce e acolo. În principiu arată bine, doar că mi se pare un oarecare dezechilibru între cantitatea preparatului din farfurie și dimensiunea farfuriei. Cușmalul Goguță! Cușmalul Goguță! Exact, Cușmalul Goguță ai făcut așa, un munce! Și ce, mă?
Da, haideți să vedem și gustul, că asta e important. Total diferit față de celelalte. E normal. Da, ia și timp pește l-a fumat, Marian, că l-a fumat în spate acolo. Aici avem o multitudine de ingrediente. Aici e o sinfonie de gusturi. O sinfonie de da, gusturi? Da, deci o sinfonie de gusturi. Corect. Fantasmagorie! Și aici se simte și gustul dulceag, și acrișor, și sărat. Și sărat. Vezi, mă, ți-am să nu mai pui sare și să-i dai mai puțin fum? Nu-i rău. E foarte bun. Nu mă așteptam, îi place. Și are cuvinte frumoase de spus chiar și despre farfuria lui Cătălin. Însă nu spune acum. Nu spune acum ce farfurie alegi. Ți-am zis, mă, să-i dai mai puțin fum. Ai, mai place, ai făcut fum în tot cortul când ai fumat. Mai tu știi de ce a început să plouă, mă? Din cauza ta, da, fumul exact, de la tine. Exact, am făcut fum și fumul s-a dus nu în țer. Nu rezist să nu deschizi tu o pungă cu ceva. Nu ai cum, nu rezisti. Ce? Cătălin, nu mai plânge, Cătălin. Cătălin nu mai plânge. Hai, Mariane, că de când te așteptăm? De când? Mai bine veneai când făceam cu ciocolată. Da, băi, atunci da. Da. Era bună. Atunci era mi-aș fi dorit cu Homaru, da, hai. Da, bună, Homaru a fost bun, da. Deci poți salva de la eliminare un concurent din echipa ta, înlocuindu-l însă cu altul. Deci pentru asta trebuie să faci o farfurie excepțională, într-adevăr. Așa este. Deci mi-a plăcut foarte tare farfuria cu ananas. Normal. Și macro. Da, cu macro. Și cu macro. Da, și aia cu usturoi. Da. Aia cu usturoi mi se pare că a fost cea mai bună. Chiar. Sincer. Băi. Sincer. Depinde cât usturoi. Dacă pui puțin, nu se simte, mă, Maria. Cum a fost, mai? Da, așa e. Ce cu atât de mult, cu atât de puțin, poți să faci foarte mulți oameni fericiți. Corect. Cu atât de puțin. Vezi? Da. Așa că... Corect. Ce contează? Dar eu am un feeling așa. Feeling! Ce feeling ai? O să zic ia zi-ne, ia zi-ne, Florine! Ia zi-mă feeling-ul tău. Hai! Că nici de data asta nu câștigi tu, dragul meu. Oricum, n-am avut. E clar că unul zbară din poezie, că n-a avut usturoi. Da. Mă, a avut un touch, probabil. Și mi-a plăcut macroul ăla filetat de pe farfuria albă, fără niciun fel de oase, și foarte frumos făcut plating-ul. Deci am folosit, Marian, am folosit usturoi. S-a simțit usturoiul. Am plecat cu tava. Cu tava am plecat la amândoi. Marian, uitați-vă la usturoi. A luat macro așa de coadă. A luat usturoiul așa și a zis, fii ai tu să fii de macro. Jam. Și a dat trei palme cu usturoi. Băi, într-adevăr, a fost foarte bun. Trebuie să-i oferi amuleta lui Sorin. A fost Marian, mulțumesc mult de tot. Să-ți aducă noroc acum. Doamne ne ajută, mulțumesc. Doar aduc am nu noroc acum. Eu am făcut-o pe aia cum mă ligă. Da, îți explic de ce. Da, toate au fost bine. Nu, da, stai să-ți explic de ce. Acolo au gusturile bunicii, da? Da. Da, păi fii atent ce a făcut Florin. Mă lași să-ți explic de ce. Eu am zis așa. Vreau să gătesc ca Scărlătescu și Marian să zică, asta e lui Cătălin, pe ăsta eu dau lui. Baftă în continuare. Să nu mai fie supărat. Baft. Mariane, mulțumim mult de tot, băi. Pa. Mulțumim. Și mulțumim pentru ajutor întotdeauna. Da. Mulțumim pentru să ajutor. Să rămână boierule. Mulțumim. N-am mai ținut figura cu macrou de la punga fumat. Așa că... Mă scuze-mă, Silviu, ple, dar... Lucky, lucky, lucky me, I'm lucky son of a... Tarantela, știi Tarantela? Am învățat aseară. Data trecută. Nu te puneți aia în dologie, hai să dă drumul la jurizet. Băi, îmi pare rău, Florin. Nu, mie nu-mi pare rău. Deci asta... Știu, dar la un moment dat s-ar putea să fie foarte bun. Păi dacă îți pleacă iar cuțitul de aur în Battle-ul păi, 3... Tocmai pentru asta, zic, fi bună. Foarte bună. Sper să nu mi se întâmple, dar cine știe. Dar pot să o vând dacă o vrea cineva la un moment dat. Să o dau la schimb. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.